Salut! În turnul alb, la ultimul nivel al expoziției noastre, împreună cu Mirela Nura, am creat aici o instalație de obiecte suspendate pe care le-a făcut Mirela, iar de la mine se vor vedea obiectele plasate pe pereți în partea semicirculară a turnului. Este un spațiu cu totul deosebit prin calitatea, prin forma, prin destinația, istoria lui, dar pentru un artist cel mai important este totuși aspectul fizic, aspectul palpabil, constelația în sine, dimensiunile spațiului, formele lui, alveolele, aceste ferestre care se foloseau pentru trageri, pentru sistemul de apărare al orașului. Toate detaliile astea creează un spațiu, o atmosferă cu totul deosebită și trebuie să recunosc că nu am mai avut ocazia să expunem într-o situație similară sau foarte apropiată de aceasta. De aceea a fost pentru noi o mare bucurie, în primul rând, și o oarecare suspiciune, dacă vom reuși într-adevăr să plasăm în spațiul acesta niște obiecte care să trăiască bine, care să fuzioneze, să se raporteze la spațiu, să trăiască ele în sine, dar și prin situația ambientală, prin lumina, prin materialele de construcție care sunt foarte prezente. Vedeți aceste grinzi imense, foarte groase, care domină aceste spații. De aceea, ideea că ceea ce facem noi nu este doar o muncă de laborator, de atelier, ci se raportează în mare măsură la spațiul în care sunt plasate lucrările, în care se manifestă, în care sunt prezentate. Bucuria de a veni la Brașov este cu atât mai mare cu cât este dublată și de o curiozitate de a simți de aproape pulsul unei manifestări de această amploare, pe care noi inițial, să fim sinceri, nu am bănuit-o, nu n-am putut intui și imagina cât de mare, cât de interesantă, complexă și interesantă ca fenomen, deși trebuie să recunosc că și noi, în decursul activității noastre, am organizat destul de multe expoziții, manifestări culturale cu diverse aspecte, cu medii diferite, cu artă plastică, cu muzică, cu film, cu fotografie, proiecții și, sau instalații. Dar fenomenul Brașov este în felul acesta totuși unic, pentru că are în centru artele vizuale, artele plastice, să spunem, mai nou le spunem arte vizuale, pentru că au, mă rog, mai multe aspecte și fațete, dar are și incursiuni sau completări cu manifestări muzicale, teatrale, care se leagă de literatură. Ceea ce m-a surprins foarte plăcut și aspectul ăsta de colecție de artă care apare în Bienala actuală sub în două ipostaze diferite. Una ar fi cea de la Biblioteca Barițiu cu lucrările cu
grafica lui Jacques Herold expusă pe perete și cărțile de artist, cărțile ilustrate pe care le-a făcut el, care sunt pentru publicul românesc o noutate, o descoperire. Este important că s-a avut această expoziție, cum de altfel este și la Muzeul de Artă prezentarea colecției George Șerban cu grafică românească pe o perioadă mai lungă, pe cei 100 de ani, reprezentând lucrări din opera a 100 de artiști. Deci, fenomene interesante care se leagă de arta plastică și nu doar simplu aspect de a lua niște tablouri și de a le pune pe perete, de a le arăta publicului printr-un vernisaj și printr-o simeză normală. Mai sunt de asemenea acțiuni cum ar fi proiecții în spații publice, ca cea din Piața Sfatului, dar și alte detalii. Pe undeva am făcut comparația cu Festivalul de Teatru de la Sibiu, pentru că fiind sibian am urmărit mai de aproape sau mai de departe dezvoltarea acestui festival care a devenit din ce în ce mai complex, mai mare, mai interesant și ceea ce m-a surprins într-un fel că fenomenul Sibiu s-a născut într-o perioadă de zeci de ani, deci avem acum, nu știu, peste 25 de ediții. Sigur, sunt anuale, se desfășoară fiecare an. La Brașov suntem la a doua bienală, la a doua ediție abia și deja am ajuns la o amploare, la o complexitate care ne face să sperăm că există un potențial de dezvoltare încă foarte mare. Pentru bienala de la Brașov am ales din opera mea, din lucrările mele, un grupaj de piese care credeam eu că se leagă mai bine de situația spațială, de ambientul pe care le avem aici. De aceea am ales multe lucrări pe care nu le-am expus deloc sau poate le-am expus o dată sau de două ori, dar care să creeze un ansamblu, să se definească în primul rând și ca ansamblu, ca cum spunem în germană, ein Gesamtkunstwerk, ca o operă completă, cum ar fi, care include și spațiul în care se găsesc. Lucrările mele în general iau naștere prin repetiție, prin niște forme care se manifestă în mai multe piese. Deci nu fac o lucrare, un tablou, o pictură sau un desen, ci fac o serie de lucrări în care preiau o idee, un motiv, o situație de materiale și de tehnici pe care le dezvolt într-o serie de lucrări care pot să fie mai mare sau mai mică. Sigur, acum, decupajele pe care le vedeți, ele fac parte dintr-o serie ceva mai mare. Noi am ales aici patru piese, dar ele, în realitate, sunt vreo 10. Deci, în contextul respectiv, cu piesele negre care le avem acolo, cu semnele care sunt exprimate într-un material foarte consistent,
se completează, deci semnele acestea decupate, deci semnele negative, cum ar fi, cu cele pozitive de pe tăbire negre și cu semnele care apar pe lucrările mari, verticale, pe care le avem în față. Deci, luate împreună, lucrările acestea creează un ansamblu unde, diferențiat fiecare dintre ele, sau în mici grupaje, rezolvă anumite relații între suprafața pictată, suprafața lucrării, peretele sau fondul la care se raportează, pe care stau, și bineînțeles culoarea respectivă, care este, după cum se vede, foarte redusă, deci ar fi niște lucrări monocrome în principiu. Aceste relații, tăieturi, apar și în lucrarea Black Friday, care este o pânză tăiată, sfârșiată pur și simplu cu cuțitul, și în care transpare peretele brut din spate. Deci una dintre ideile care m-a preocupat aici a fost și distrugerea suprafeței ca atare a tabloului, a picturii. În felul acesta, pictura devine obiect, devine un fenomen de acțiune, de raport cu spațiul, cu peretele, dar și acțiunea în sine de taiere, de sfârșiere, de decupare, de scoatere a unor elemente dintr-un cadru deja complet și pictat perfect.